Trei militari turci au fost uciși accidental într-un raid al unui avion rus în nordul Siriei. Alți 11 militari turci au fost răniți în acest raid. În următoarea, președintele rus Vladimir Putin i-a prezentat condoleanțele omologului său turc, Recep Erdogan. Potrivit comunicatului armatei turci, aviația rusă voia să vizeze ținte ale grupării jihadiste Statul Islamic. Armata nu precizează în ce regiune din nordul Siriei a avut loc acest incident. La Moscova, Kremlinul a anunțat că Putin și Erdogan au decis într-o convorbire telefonică să consolideze cooperarea ruso-turcă împotriva Statului Islamic.